vă garantez eu că e o emisiune bună. Nu vă uitați la ea, dați share, dați share, dați să afle lumea. Că nu să mai uite lumea, nu știu ce algoritmi ori băgat Eu sunt profesor de matematică, știu că algoritmul distruge funcția. Băgați acolo share de la bun început și după aia intrăm în content că e o emisiune bună. Vă spun eu, bună dimineața și bine ați venit. Mulțumesc pentru subscribe, mulțumesc pentru like-uri, da, da, share, ca să afle lumea, că după aceea zice, bă, Nicule, noi nu te mai găsim pe net. Dar unde mă găsiți? La cod, coadă la ouă. Este alături de noi și piștii care vă salută. Stock Emer <fie> și care în continuare va avea râsul lui Vlad, pentru că noi avem personalități multiple. Frig, caz cu tremure, ger, vai și amar de capul nostru. M-am chinuit să găsesc o veste bună, o știre bună să vă dau în premieră și am găsit-o. Taraf TV și-a prelungit licența la CNA <gântă> cu încă 9 ani. După ce 5 ani a fost închis canalul TVR Cultural, acum am primit certitudinea că încă 9 ani vom fi alături de Țancă, Uraganul, Vali Vigelie, dar cu atâtea plăști tectonice surpate nu-i bine să zici de ăștia normal că avem nevoie de muzică, de distracție să ne mai înveselim un pic nu vedeți că unul dintre directorii de la CFR de la Căile Ferate Române este animator, DJ foarte bine, multă lume l-a criticat cum să bagi un DJ șef la Căile Ferate Române normal, eu aș pune pupitru cu DJ în fiecare gară din România să vină trenurile mai repede să fie animație nu vedeți că nu găsim un om să ne sape să ne facă metrou la Cluj pe 28 februarie e o nouă licitație de pre pre -freza, frezabilitate. Frezabilitate, cu freza se sapă la metro, nu? Vlade, Vlade, ne asociem cu încă doi, cu cazmale și cu astea, că facem battle soarele de metro, că cu dinții să în el n avem nici de unele. În fine, trebuie animatori și la tarom și peste tot, să avem drumuri. Eu aș spune, știi cum e la box, cum trec între runde tipele alea foarte frumoase. Așa să treacă, ai mai făcut un kilometru de autostradă, nu te amă panglică, o tipă de aia languroasă, să vezi cum dau ea cu cazmale, să o vadă pe următoarea. De animație avem noi nevoie, de animație. Că Bacău, <laughs> În Bacău, domnule, în într-o mahala, un elev din clasa a doua a fost sărbătorit printr-o petrecere surpriză în pauza mare cu ce? cu animatoare, cu un fotograf, cu un cameraman și cu o cântăreață de muzică populară care a ieșit din tort. Mă rog, i-a adus tortul în clasa a doua, în pauza mare, da? Clasa păi, a doua? Clasa a doua. Nu, și nu vorbesc de trenuri, apropo de știrea trecută. Dar păi în clasa a patra ce o să-i aducă, mă? Ce cadouri să se... că zicea puiu că la majora... Puiu, puia, vor gangbang nu tort. Vedeți că e adevărat. În clasa a doua. da. Păi de aia nu mai s-a votat în Senat, a trecut legea aia prin care minorii nu mai au voie să fumeze în spații publice. Ca atare o să fumeze ca până acum în Buda școli. <laughs> pe păi nu? Da. Criză, năcazuri, frig. N-am primit nicio cafea pe buymeacoffee.com slash cu Bendea. Am primit de la Tibișor, de la Cichișor, o bere pe bază de afine. Așa că, fiind vineri, ne relaxăm după o săptămână. Chiki sure, cu afine. Numai vitamine, numai... ett, två, Știți cum intră asta? Să linși pe unde este. Fiți atenți, Adriana Bahmuțeanu a recunoscut. Prigoană mă bătea, dar și eu îl băteam pe el. Cine ne băteam parte. Da, cum ar veni vorba lui Hagi. S-au bătut parte în parte. Și uite că fiecare cu pliciu de muște. Prigoană să mă enerva, și lua piciorul ăla de stejar și când dădea cu... Dădea de muști care e curenta? <coughs> curenta muștile, nu pe Bahubuțeanca. Asta e, domnule. Degeaba ne batem noi cu cărămida refractară în piept, degeaba ne ținem noi mari români. S-a făcut un clasament al celor mai, nu știu să zic, buni, să zic utili, să zic celor mai cârnați din lume. Suntem pe locul 27. Cu cârnații de pleșcoi nați de pleșcoi care-s da dar subțiri, adică... <laughs> pe locul Spania, cu salam. <laughs> nu? Acolo cu salam noi ar trebui să fim. A? Cu Florin Salam. <laughs> <laughs> nu, dar vorbesc de masculinitate aici, știi? Locul... Bine, suntem și pe locul 35 la Caltaboș. E gros, dar scurtuț. Gabi Bădălău a mâncat săptămâna trecută homar canadian. Credeți că îi gătește Zamă Bianca Drăgușanu? dacă el vine cu cârnațul de pleșcoi, homarăule, homar, mă, cu 300 de lei porția, homar canadian, să chinuie acolo cu 3 tricleș să-l desfacă, să-l... Asta e, domne. Bianca Drăgușanu a zis că are 400 de perechi de pantofi, numai stiletul, în afară de ce mai are, șlap, sandale, păpuși de casă. Bă, dacă... care o casă separată. Dacă pentru păpuși. îi poartă. Și în ce condiții? Acum au fost. Doamne, arte, mă dau o săptămână de ger, de frig. Nu ești tu cu stileto. Dar dacă ești Bianca, dragă nu ești cu stileto. Să termină săptămâna, continuăm cu afine. Nu e cafea, dar e afonio. Bai mie cofi .co pun cu bendea. După ce intră salarul în 15, ne relaxăm pe muzica prietenului nostru, Paul Ilea. Găsiți link-ul. Paul Ilea, mare compozitor și orchestrator, a scos un proiect personal. Punem în link pe, pe YouTube, punem piesa lui și noi continuăm acimicul cu dejun al campionilor. Atât ne-am permis, ne permis. Cipsuri de la Tibi. Tibi, îl știți pe Tibi, om, om sufletis, dacă aveți nevoie de astea cipsuri de la CBA, CBA găsești, nu de la CBA, Iancu, în cu moțul, e îngropat. Mm -hmm. Cu hribi nu de retrase din magazină avem tot de la Tibi care face petrecere cu slănină în sâmbătă, în 11 în baci. Când intri, deja ai slănina în <laughs> și tu te duci, primești o pâine și o picuri acolo. Pentru cei care nu se satură, completând din pită cu untură și ceapă roșie. Dar eu nu pot să mă duc sâmbătă, în 11 în baci, că sunt prezent la premiera filmului de lungmetraj Pupo Mătrei, ouăle franceza și ardelenii. Vă invit, Uh, vineri, uh, în seara asta de la 8 la cinema Florin Piersic în Cluj-Napoca, mâine Orade și poi mâine Marghita da? Uh, am un rol așa de lung de, de primar încât toate replicile mi s-au epozizat în, <fie> în trailer da, da, nu, no, tot e bine cipsuri, mai slăbim și noi că, că doi arbitri din Liga 1 au fost slăbați să slăbească până la 1 martie dacă nu, nu mai arbitrează <fie> Păi la cum joacă ăștia, merită să slăbească. Păi te, ca arbitru, te pui la mijlocul terenului și... Prr, prr, e nici oricum n-are acțin. Sărmăluță Budescu, a mâncat o ală de saroan, tu cu fotbalul. Mulțumim frumos de urmărire. Dați share pentru mama lui Dumnezeu. Dați share că din share să face raiul. Cale lungă drum de share, cichișor, îi ler, ler. Bă, dau o vorimă.